Bună seara. Diaconul Ciprian, vorbesc. Cum? Diaconul Ciprian. Diaconul, băiatul ăla cu gentuța, nu? Când vine popa învălui de mister, băiatul cu gentuța nu e diaconul? Da. Vezi, bă, ai nouă religie. Ce ocupație? Sunt student. Student la? Teologie. Teologie? Păi de ce n-ați zis așa? Mă, cumva, când îl cauți, dai de dracu întotdeauna. El mi se pare o fire intimidantă, dar cred că o să amuze. Prima lui impresie cred că o să fie, o vei tu un popă să ne cânte. A zis anul ăsta să încerc și sfatul. Fii ce-o fi. Luați-o dumneavoastră pe aici, în dreapta, așa, ieșiți în câteva trepte. Vă uitați în stânga, vă uitați. E o clădire mare, 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 mare în față și are și clopot deasupra. Acolo trebuia să ajungeți. Nu la noi. Nu la noi, noi suntem aici cu... Plus că acolo se fac bani adevărați, nu aici la X-Factor. Știți? 120 de mii de euro. Noi ne ocupăm cu altceva. Nu vă e frică că vă trăznește dacă ieșiți de aici? Chiar deloc. Știți că aici este cumva un fel de lucrare a diavolului, nu e chiar așa. Și să știți că aici se prea curvește în general. Îmi asum răspunderea. Ești genială, dă-mi voie să vreau să te strâng în brațe. Dar nu, mă rog, așa. Ce ne cântați în această seară? Coldplay, Paradise. Ia, numai puțin. Paradise. Welcome to Paradise. Paradise, paradise, every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. And she's a paradise, every time she... Paradise, welcome to paradise. You're a devil in disguise. Ești foarte, foarte moale. Sunt, recunosc. Așa, ca coliba era, să spun. Nu. Domnule, bine. Mie mi s-a părut interesant așa, dar răspunsul meu e nu. Fica mea. Fica mea, fica mea. Nu te putem lăsa să iei pe căi greșite. Glasul Domnului nu pot fi în niciun caz. Și trecând peste toate acest set de blasfemii, fratele Chelu, aici cu umilință, îți dă votul său. Votul meu este nu.